Dacă anii trecuți a obține un loc în creșă era o adevărată aventură pentru părinți, între timp lucrurile s-au schimbat. Acum numărul paturilor a ajuns la 340, de 3 ori mai mare decât cel înregistrat cu 4 ani în urmă. În ultimii ani, numărul de paturi, practic de locuri în creșele din municipiul Baia Mare, s-a triplat. De la 110 am ajuns în momentul de față la 340 de locuri în creșele din municipiul Baia Mare. Mai mult, Bogdan Gavra spune că, deși gradul de ocupare a creșelor din municipiul Baia Mare este de 100%, au fost aprobate toate solicitările primite până acum. Aceasta deoarece copiii mai lipsesc din motive medicale și temporar există locuri libere. În altă ordine de idei, trebuie menționat că în creșele din Baia Mare, părinții pot monitoriza activitatea copiilor chiar de acasă, fiind montate camere de luat vederi atât în dormitoare cât și în spațiile de joacă. Condițiile în toate creșele din municipiul Baia Mare eu consider că sunt poate cele mai bune din țară. Părinții pot să monitorizeze activitatea copiilor de acasă, existând camere atât în spațiile de joacă cât și în dormitoare. Mai trebuie menționat că pe plan local tarifele nu au fost majorate. Astfel, persoanele cu domiciliul în Baia Mare vor plăti 8 lei pe zi pentru un copil, în timp ce familiile din împrejurimi vor achita un tarif de 21 de lei pe zi.